Bine v-am găsit, dragii mei! Din opera lui Mircea Eliade voi continua texte inedite Iisus în India Din Cartea Taina Indiei Marele mistic creștin indian, Sadu Sundar Singh, a fost odată întrebat de un savant european, profesor de istorie comparată a religiilor. Ce ai găsit nou în creștinism? Ceva care nu avea în vechea dumintale religie. Profesorul era agnostic și se hotărâse să dovedească lui Sadu Sundar Singh că greșise renunțând la vechea lui religie și îmbrățișând creștinismul. Am găsit pe Hristos, spuse Sundar Singh. Profesorul se aștepta să îi se răspundă printr-un argument filozofic, printr-o comparare de principii morale sau teologice între creștinism și hinduism. Bine, știu asta, adăugă el, dar care e principiul sau doctrina pe care nu o aveai înainte și pe care ai găsit-o acum? Sadu Sundar Singh răspunse încă o dată. Nu este niciun principiu, nicio doctrină este Isus Hristos. Într-adevăr, acesta este lucrul pe care nu-l avea India, căci filozofia adâncă morală și metafizică se gândise destulă în India. Oamenii erau mai bune acolo decât în alte părți ale lumii și asta chiar înainte de apariția creștinismului. Doctrine morale și concepții filozofice se creaseră într-una de mii de ani în India, dar India nu cunoștea un singur fapt esențial. Nu cunoștea pe Isus. Isus Hristos a apărut în India prin misionari și misiuni. Atât Biserica Romano-Catolică, precum și Bisericile Reformate au trimis de timpuriu importante misiuni în India. Lucrul mergea destul de greu. Convertirile se făceau a nevoie și numai în straturile cele mai de jos ale societății indiene, între paria. Numai acești blestemați de soartă născuți în afară de legi, fără nicio nădejde pe această lume și cu foarte slabe nădejde pe lumea cealaltă, numai ei se simțeau atrași sincer către creștinism. Pe de o parte, pentru că în creștinism avea o biserică în care să se poată ruga alături de alți credincioși. Pe de altă parte, pentru că prin convertirea la creștinism întrevedeau drepturi sociale mai mari. Sunt astăzi vreo 60 de milioane de paria în toată India și aproape 4 milioane dintre ei sunt creștinați, aparținând tuturor confesiunilor creștine. Un număr infim, dacă ne raportăm la totalul populației paria și dacă ne gândim mai ales cât de ușoară era munca misiunilor. Ușoară, deoarece paria nu aveau drepturi religioase în hinduism și nu li se îngăduia nici măcar să intre în temple. De asemenea, toate calamitățile care se abat anual și chiar de mai multe ori pe an deasupra populațiilor lor sărace, indiene, ajută indirect acțiunea misiunilor. După revărsarea Indusului, după o perioadă de secetă, după ce bântuie ciuma sau holera, misiunile trimit în regiunile năpăstuite ajutoare, bani și servicii sanitare și e de la sine înțeles ce considerabilă propagandă pentru creștinism înseamnă în acele regiuni acest lucru. Este deci de mirare numărul infim de convertiri la creștinism obținut de toate misiunile, atât catolice cât și cele reformate în ultimii 50 de ani. Câteva milioane de creștinări recoltate dintre paria nu înseamnă nimic la o populație de aproape 400 milioane de locuitori. Misiunile n-au lucrat decât printre populațiile oropsite ale Indiei, alegând calea rezistenței minime. Așadar, convertirile la creștinism nu puteau avea aici niciun răsunet. Dacă s-ar fi încercat propagandă creștină printre celelalte caste, probabil că altul ar fi fost rezultatul misiunilor. Un brahman convertit ar fi adus după sine sute și mii de convertiri, în timp ce creștinarea straturilor, paria, nu aducea după sine nicio nouă convertire. Este greu de judecat opera misiunilor din India și nici nu cade în sarcina noastră să o facem. Putem spune, însă, fără teamă de a greși, un singur lucru. Misiunile au încercat întotdeauna să introducă în India creștinismul, în loc să introducă pe Isus. Au încercat adică să câștige aderenții asiatici la doctrină, ritualuri și obiceiuri elaborate în Europa de către popoare europene, în loc să propovăduiască pur și simplu cuvântul lui Isus Hristos, lăsând pe indieni să-și creeze singur biserica de care aveau nevoie, dacă ni s-ar îngădui o mărturisire sinceră. Am spune că misiunile din India n-au avut încredere în Isus Hristos. S-au temut să lase singur în această țară atât de religioasă. S-au temut să nu fie înghițit de cele o sută de mii de divinități indiene și de aceea au propovăduit odată cu cuvântul lui Isus și dormele revelate popoarelor occidentale, precum și ritualele proprii acestor popoare occidentale. Misiunile n-au avut destul încredere în Isus. Căci dacă ar fi avut, nu le-ar fi fost teamă că el, mântuitorul tuturor oamenilor, ar putea fi înghițit în colosala mitologie indiană. De aceea s-a propovăduit mai mult creștinismul occidental decât Isus Hristos. Și dacă ne gândim că foarte multe minciuni aparțin bisericilor reformate, adică celor biserici specific mentalității extrem occidentale, înțelegem foarte bine de ce succesul acestor misiuni a fost atât de redus, cu toate condițiile optime în care au putut lucra ele. Un singur exemplu ne va ajuta să înțelegem pe deplin această dramă a propagandei creștine în India. Indienii sunt un popor excesiv de religios și ei nu pot să se roage în biserică decât dacă stau în genunchi, dacă suferă trupește. Cu alte cuvinte, ei simt necesitatea unei asceze minime în biserică, întocmai ca și creștinii ortodoxiei răsăritene. Ei bine, acestor oameni dornici să stea în genunchi, să se roage în temple semi-obscure, să sufere trupește în timpul slujbei, li s-au făcut biserici după modelul celor romane catolice și reformate, biserici în care sunt invitați să stea pe scaune, să citească la lampa electrică, să cânte în cor. Ritualul acesta convine poate unor anumite popoare extrem-occidentale, dar nu poate conveni popoarelor asiatice care au o cu totul altă structură mentală și care înțeleg religia în primul rând ca asceză și devoție mistică. Tot așa după cum, acum o mie și mai bine de ani, popoarele occidentale au fost creștinate de apostoli și și-au făcut apoi biserica lor proprie, care să le convină structurii lor religioase. Tot așa ar fi trebuit să se procedeze și în India, să li se propovăduiască, adică vestea cea bună, cuvântul lui Isus, cu o dormă minimă, și apoi să fie lăsați creștinii indieni să-și găsească biserica lor, dacă ar fi existat și misiuni ortodoxe, fără îndoială că creștinismul s-ar fi întins vertiginos în India, căci indienii ar fi întâlnit în ortodoxie creștinismul răsăritean, care ar fi convenit structurilor spirituale. Atât misionarii cât și simpli observatori ai fenomenului religios din India modernă recunosc că cea mai mare propagandă pentru Isus Hristos a făcut-o și continuă să o facă Mahatma Gandhi. Toată lumea știe cât datorește Mahatma Gandhi noului testament și cât câtorva gânditori creștini printre care nu trebuie uitat Leon Tolstoi. Ceea ce se știe mai puțin este covârșitoarea influență creștină pe care o exercită Mahatma Gandhi. De foarte multe ori, la mitinguri politice, Gandhi deschide Noul testament și citește lista fericirilor, încheind astfel. Iată tot ce aveam a vă spune: faceți după cum vă învață Isus! Gandhi a împăcat clasele culte ale Indiei cu creștinismul. Într-o carte a unui misionar american, Stanley Jones, numită Cristos pe drumul indian, și care a avut un considerabil succes de public și de presă de la 1926 încoace de când a apărut. Se găsesc adunate numeroase exemple de asemenea împăcări cu creștinismul realizate prin Gandhi. Mahatma Gandhi a avut cel dintrei curajul de a vorbi deschis despre Isus și despre Noul Testament în orice mare miting, fie că se adresa indușilor, musulmanilor sau pariahilor. Cu câțiva ani înainte de Gandhi... Dacă un vorbitor pomenea înaintea unei săli de naționaliști indieni, numele lui Isus era fluierat. De altfel, marele rol al lui Gandhi de a pregăti subteran India pentru cuvântul lui Isus se observă chiar din ceea ce greșit se numește activitatea lui politică. Am încercat în mai multe rânduri să arăt că mișcarea naționalistă a lui Gandhi nu este o mișcare politică, ci, în primul rând, e mistică, adică o revoluție spirituală adresată sufletului, urmărind purificarea omului, reformarea valorilor sociale și, în cele din urmă, mântuirea sufletului. Cât ar părea de paradoxal, singura revoluție spirituală în duh creștin care există astăzi în lume este mișcarea non-violentă a lui Gandhi. Cât este ea de mult inspirată de cuvântul lui Isus, se vede chiar din așa numita tactică a lui Gandhi, tactică non-violentă care nu e altceva decât non-rezistența celor dintrei creștini. Prin lupta spirituală a lui Gandhi, idealurile și valorile creștine au pătruns mai adânc în mentalitatea indiană decât prin activitatea tuturor misiunilor la oaltă. Ceva mai mult! Chiar expresiile creștine s-au popularizat în India prin și din cauza revoluției lui Mahatma Gandhi. Gazetele naționaliste indiene vorbesc neîncetat despre Golgota, crucificare, agonie, pătimirea cristică și, deși expresiile acestea sunt întrebuințate greșit, întrebuințarea lor este totuși pentru noi foarte semnificativă. Ni se arată astfel că India nu găsește în tradiția sa hinduistă sau budistă ace de a exprima drama sa actuală și că e nevoie să împrumute expresiile dramei creștine. În tradiția indiană nu există nimic care să exprime pătimirea de pe Golgota. În tradiția indiană nu există nimic care să justifice mistica non-rezistenței, sacrificiul de sine, iubirea pentru aproapele. Chiar elitele spirituale ale Indiei contemporane au simțit această lipsă, și de aceea, ca să exprime drama lui Mahatma Gandhi sau a zecilor de mii de naționaliști închiși în temniță, au fost nevoite să folosească expresii creștine: agonia, golcuta, crucificarea și celelalte. Aceasta ne arată până în ce măsură India cultă și naționalistă este îmbibată de spiritul creștin, până în ce măsură Isus a pătruns în inimile acestui popor atât de religios. Gandhi este în bună parte responsabil de această dragoste a poporului indian pentru Isus cât de mare și de sinceră este această dragoste, o dovedește arta, literatura și morala indiană contemporană. Iată bună oară poemul. În ziua cea mare, a lui s-a îndranat data, unde se găsesc următoarele strofe. Vino, Doamne Cristoase, vino în India. Nu mai e loc pentru tine în Europa. Vino și așează-te în Asia, țara lui Buda, lui Janeca, lui Kabir, lui Lanec, al lui Nimai și Nitai, al lui Suka și Sanaka. Vino cu dulcele tău mesajul în această țară unde spiritul este adorat. Vino Dumnezeule și fi ultimul învățător printre misticii care au fermecat inima Indiei. Poetul, s-a îndranat data, poate să fie mulțumit. Isus a pornit și pe drumul Indiei după ce a bătut toate drumurile lumii. Și civilizația modernă va întâlni în creștinismul indian, care se va naște de acum încolo, cea mai bună rezistență împotriva materiei, adică a barbariei, a întunericului și a stupidității căci în țara care a cunoscut și a apărat mii de ani de-a rândul primatul spiritului, Isus își va găsi cei mai hotărâți ostași ai bunei vestiri a sale.